dimineața. Asta e banana neagră. Porici cu banane. Așa începem dimineața. Încercăm să mâncăm cât mai sănătos posibil. Astăzi m-am oprit să cumpăr kiwi. Așa cumpărăm noi kiwi. S-a filmat nimic prima dată. Încerc să prind esențialul. În spate undeva este o livadă de kiwi, nu se vede. M-am oprit deja de câteva ori aici și este a patra oară când cumpăr kiwi. Este un fruct super bun, îl consumăm foarte mult. Tipul de cafea. Super bun. Ați astăzi? Pastă cu zacuscă și mozzarella. Pastă cu zacuscă? Mm-hmm. Astăzi nu vă prezint ce am gătit. Nu, este italian. Nu este italian, este română-italian. Este o variantă de zacuscă pe care am făcut-o cu ciuperci. Am cules foarte multe ciuperci și am făcut zacuscă. Iar noi o folosim ca și sos la paste. Astăzi nimic special. La fără de zacuscă, care este... E foarte bun, totul făcut foarte... în casă? În principiu, în loc de pâine folosești pasta. Nimic ciudat. Maria, spuneam mai devreme, cum fac ei să meargă la baie și că de astăzi guvernul a dat o nouă... Lege? Lege prin care nu mai au voie să se ridice... timpul pauzei. În timpul pauzei? Mhm. Decât pentru mers în... La baie. Știi că în România copiii nici nu merg la școală? Adică sunt în lupta? Mm-hmm. Ceva de genul. Fac homeschooling? Cum ți se pare chestia asta? Cred că e mai bine să merg la școală, măcar pot să vorbesc. Și dacă nu prea mai avem timp. Cealaltă perioadă ai fost și tu... Da, acasă. Nu mi-a plăcut deloc. Era plictisitor. N-am înțeles nimic. Da. Mai știi câte luni ai stat acasă? Nu. Mi s-a părut vreo câțiva ani. Au fost doar două luni. Dar două oricum. Luni. Cât a fost? Martie? Martie, aprilie, mai, iunie. Și o bucată. Care și apoi a venit vacanță într-o dată. Iunie nici nu a fost. Plus vacanțe pe sale. Ok, vreți să spuneți altceva la cameră? Zacuscă rox. Zacuscă rox? Astăzi este o zi specială, stăm acasă. Nu, nu este. Nu mai mergem la servici. De ce nu este specială? E normală. E o zi normală, zicem unii. Normală, specială. Normală, specială, exact. Eu am terminat pe astăzi, nu mai merg la servici. O să facem ceva interesant. Mă ajut să facem ragu bolognese? Bine, da, bine. Dacă am timp. Ok. O să facem ragu bolognese. Adevărata rețetă. Și o să trecem prin etapele importante. O să subliniez toate lucrurile importante. Ei, salutare! Începem de la ingrediente. Așa cum v-am promis, o să facem un ragu bolognese. Avem circa 700-800 de grame de carne. Este circa 2 treimi carne de vițel și o treime carne de purcel. Avem țelină. Ok, eu folosesc și frunza și tulpina, ceapă, un morcov, roșii uscate. E unul din ingredientele secrete care vor face ca acest sos bolognez să arate mult mai bine. O să poziționez camera. Practic reprezintă acel umami. Ok, o să dăm drumul. Dau drumul și la cealaltă cameră care va filma. Foc. Ulei de măsline. Nu punem foarte mult ulei, pentru că
deja avem un pic de carne tocată de porc, care ne va da grăsimea necesară. Sunt ors nero. Cred că e plic afară. A rămas doar 2 minute. Ce-i, mă? Hai, vino. Ce este? Ți-a fost frig? Ok. Să ne întoarcem la treburile noastre. Practic am pus carne. O să am nevoie de un instrument. O să facem în continuare. Grăbim usturoiul. Pe tot timpul îl folosesc întreg. Îl zdrobesc. În felul acesta se separă cojile, ca să spun așa. Roșiile uscate o să folosesc pe tot puțin. Le tai mărunt. Se poate conserva în frigider fără probleme. De ce? Pentru că o să facem această manevră de a coace lent la foc mic și la oala cu presiune. În acest fel vom scoate marea majoritate a lichidelor din ingredientele pe care le punem, împiedicând în acest fel dezvoltarea oricărui tip de încărcătură de tip bacterii, de tip mucegai, care ar putea deteriora produsul. O să tai ceapa, eu folosesc ceapă roșie în prepararea acestui sos boloniez. Ne numim ragu boloniez pentru că are la bază carne. A fost creat în zona Boloniei și este original, specific acestei zone. O să tai țelina, o tai mărunt. Între timp, focul își face treaba. Țelina noi folosim frunzele în principiu, pentru că se găsesc doar frunze. Astăzi am fost pe la un aprozar și am cumpărat un morcov pe care o să-l dăm pe răzătoare. Avem o răzătoare, dăm morcovul pe răzătoare. Facem unul mai repede. Astea sunt etapele principale. Le vom readuce aminte. Am spus despre roșiile uscate. În continuare o să dau un puișor și cred că două bobițe de ienupă. Îl punem destul de des în ceea ce pregătim. După cum ați observat, încă nu am adăugat aceste legume, aștept ca căldura să pătrundă bine carnea, să înceapă să topească un pic din, deja simt mirosul, din gusturile astea, ca apoi să facem al doilea punct important, pas important, și anume, cotorul se mănâncă, nu se aruncă, și anume o să stingem cu vin. Este o combinație 50-50 de Merlot și Cabernet. Practic este clasicul vin bordolez de Bordeaux făcut cu struguri în zona noastră. Ok, vinul este super bun. Pentru asta revenim la ceea ce facem aici. În momentul în care o să scot, aceasta este coaja de la usturoi care efectiv s-a îndepărtat. În momentul în care
carnea și-a schimbat culoarea. O să stingem cu un pic de vin. Vom începe să adăugăm ingredientele care au rămas. Sosul de roșii îl adăugăm la urmă, efectiv. În Italia să-l faci în casă, deși cine cultivă roșii, normal, având cultura proprie, are o cantitate foarte mare de produs și este nevoit să facă sos de roșii. Și arată totul. Se vede culoarea. Mai lăsăm 2 minute. Vinul s-a evaporat, nu se mai simte deloc. Ne întoarcem la povești. Cred că a pornit singur, vreau să scol masele, dar nu are nimic. Suntem gata să-i dăm drumul. O să punem... Bun, hai să punem un ardei iute. Ok? E un ingredient nu neapărat necesar, dar nouă ne place foarte mult. Și condimentele necesare. Piper. Rozmarin. Planta mea de rozmarin a murit. Din păcate. O să cumpărăm altele. Am pus piper, am pus rozmarin. O să punem un pic de sare. La cantitatea asta... Cred că cam 2 lingurițe. Să pun sare mare pentru că riscam să pierdem toată seara. Ok, aici suntem gata. Adăugăm sosul de roșii și asta este. Eu o să pun un sos de roșii făcut din roșii de tip datterino, nu știu cum se traduce la românește. Un pic de apă. Clătim bine conserva. Sunt practic ca și roșiile sherry, doar că au o formă un pic mai alungită. Condimentele le-am pus. Adăugăm ultimele două ingrediente, un cuișor și două bobițe de ienupăr. Ienupăr pe care l-am cules în vară, l-am cules în... La munte am avut o duminică, am urcat sus și am găsit plantă de, nu venea să cred, am reușit să culeg. Ok. În continuare nu pot să vă spun decât poftă bună, pentru că aici ar fi de așteptat circa 2 ore. Eu o să mut totul, îl pun capacul, aia, o să-i pun capacul. Și am grijă să nu rămână, eu știu, legume lipite pe, de asta folosesc acest ajutător în bucătărie. În italiană se numește linge oale, nu aș ști acum cum să-l traduc, exact linge oale se cheamă, lecapentole. Punem capacul, 2 ore. Focul mic, o să mut oala pe focul cel mai mic, în așa fel încât totul să se producă lent. E gata sosul. Să vedem cum arată. Super frumos arată. E...
super ok. Cred că a fiert mai bine de 2 ore. Nu s-a lipit. Nu s-a lipit nimic. E perfect. Încă mai era apă, dar e ok așa. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că vă uitați la noi. Nu uitați să vă înscrieți pe canalul nostru. Apăsați pe butonul de like dacă vă place ceea ce spunem și poftă bună!